scapi de frică. Mă numesc Maria Ștefania Boldea, sunt psiholog și psihoterapeut și câteva minute aș dori să vorbesc despre frică și cum putem să ne scăpăm de ea. Și am scris câteva lucruri. Primul lucru cu care aș vrea să încep este faptul că tu poți intra în mintea ta. Sunt foarte mulți oameni care consideră că mintea lor este un spațiu în care nu au acces, unde nimeni nu știe ce se întâmplă și nimeni nu poate să intervină. O concepție total falsă. Vreau să vă spun că dumneavoastră puteți intra în propria minte ca să faceți curat, ca să faceți ordine. Dacă în acest moment viața dumneavoastră este marcată de frică, se datorează faptului că în mintea dumneavoastră există un haos, foarte multe lucruri dezordonate. Vă dau mai departe un exercițiu simplu, prin câțiva pași, care să vă ajute să intrați în mintea dumneavoastră, să faceți ordine, exact așa cum un țăran intră în grădina lui și începe să facă curat. Și dacă sunt multe buruieni acolo, nu pot fi și legume sănătoase și bune, pentru că buruiana, pur și simplu, înneacă, înăbușă orice fruct sau legum care acel țăran ar vrea să pună acolo. Și am scris câteva lucruri și primul pas care l-avem de făcut ca să intrăm în mintea noastră și să facem ordine în așa fel încât frica să plece, primul pas este scrie temerile tale pe o foaie de hârtie. Și aici eu v-aș încuraja fiecare pas să vi-l notați pe o foaie de hârtie, ca mai târziu, după ce veți viziona acest filmuleț, să vă puneți să și faceți pașii. Și primul lucru care îl aveți de făcut este să vă scrieți temerile. Exact acele frici care vă paralizează, care vă strică calitatea vieții, care vă apasă, pur și simplu începeți și scrieți-le. Veți vedea după ce scrieți că nu sunt chiar atât de multe cum par la prima vedere. Avem senzația că frica este paralizantă și că sunt o grămadă de lucruri care ne apasă. Dar dacă începem și scriem, vedem că sunt doar câteva, de fapt. Și vom vedea cum putem să le înlăturăm pas cu pas. Deci v-aș ruga, fiți atenți la ce aveți în minte, ce gânduri se tot perindă prin mintea dumneavoastră, ce discurs interior vă stresează și vă afectează. Și începeți și scrieți fiecare gând stresant sau producător de teamă care le aveți în mintea dumneavoastră. Este primul pas. Trebuie să știm și să identificăm ce este în mintea noastră. Mergem apoi la al doilea pas. Și al doilea pas spune așa, ia o hotărâre legată de temerile tale. Ne deosebim ca oameni de celelalte ființe, de animale, prin faptul că putem alege. Avem conștiință, avem liberul arbitru, avem capacitatea de a alege. Dacă fricile care le-ați scris la primul punct au intervenit în mintea dumneavoastră fără să fiți conștienți că ele sunt acolo, că ele au pătruns și că ele au început să facă ravagii în mintea dumneavoastră, la al doilea pas deveniți conștienți. Asta înseamnă că a fi conștient, aleg ce fac mai departe. În primul pas am identificat care sunt temerile. În al doilea pas iau hotărâre ce fac cu ele. Privesc situația obiectiv și îmi dau seama că fricile care le am foarte puțin au de-a face cu realitatea și mult mai mult au de-a face cu scenarii care le-am construit în mintea noastră, într-un mod inconștient. De data asta, deveniți conștient. Asta înseamnă că aveți de ales. Ce faceți cu aceste temeri? Le păstrați în continuare sau hotărâți ca să dați un alt sens vieții? Veți hotărâ de aici înainte ce veți face cu aceste temeri. Și pentru ca viața dumneavoastră să fie de o calitate bună, hotărârea care o aveți de luat este să renunțați la aceste frici, dar nu puteți renunța la ele decât dacă în locul lor veți pune altceva, o sămânță bună. Așa cum țăranul nu poate să-și țină grădina fără să pune nimic în ea, pentru că altfel vor crește buruieni, el poate să pună sămânță bună. Asta veți face dumneavoastră la al doilea punct.
Veți lua o hotărâre ce sămânță să puneți în pământul minții dumneavoastră. De data asta o faceți într-un mod conștient. Hotărâți ce scenariu să credeți și să construiți despre dumneavoastră. Pasul 3. Construiește un alt scenariu despre tine și viitorul tău. Alege conștient. Și aici vă încurajez, uitați-vă la frici. Scenariul care îl veți construi va trebui să fie exact contrarul fricilor care le-ați trecut la punctul 1. Pur și simplu, construiți, legat de dumneavoastră, o concepție care să fie pozitivă. Poate că nu asta simțiți, dar asta construiți pentru că asta vă doriți. Țăranul merge și pune în pământ sămânța care și-o dorește. Dacă își va dori ca toamna să aibă roșii, el trebuie să pună în pământ sămânță de roșii. Exact asta veți face dumneavoastră. Dacă vă doriți să aveți viața într-un anumit fel, peste o bucată de timp, sămânța o puneți exact acum, prin ceea ce alegeți să credeți despre dumneavoastră și despre viitorul dumneavoastră. Mergem mai departe la punctul 4. Fii consecvent în alegerea făcută, chiar dacă nu simți. Când alegem pentru noi lucruri pozitive, la început, nu simțim așa. Ni se pare că sunt doar vorbe goale, care nu au nicio semnătate și nu au nimic de a face cu realitatea. Dumneavoastră hotărâți care este realitatea. De aceea, trebuie să fiți conștienți și trebuie să fiți consecvenți. Ați luat o hotărâre să construiți legat de dumneavoastră o imagine pozitivă. Pasul care l-aveți de făcut mai departe este să rămâneți ferm pe această decizie, pe scenariul care l-ați construit. Trebuie să rămâneți acolo chiar și în momentele în care nu simțiți așa. Pur și simplu vă ancorați de această imagine nouă, de acest discurs nou, de acest scenariu pozitiv care vi l-ați creat. Trebuie să rămâneți acolo, ancorați puternic în acel lucru și să hotărâți ori de câte ori este nevoie din nou și din nou același lucru. Mergem la pasul următor. Dă-ți voie să ai încredere și să fii fericit în situația în care te găsești. E posibil ca situația vieții dumneavoastră să nu fie în acest moment foarte frumoasă și foarte pozitivă. Și cu toate acestea, exact în situația în care vă găsiți, puteți găsi lucruri bune de care să vă dați voie să vă bucurați. Fericirea este o alegere care un om o ia într-un mod conștient. Exact în situația în care vă aflați, dați-vă voie să vă bucurați de viață, să vă bucurați de oamenii din jur, să vă bucurați de lucrurile bune și frumoase care le aveți în viață. Este o decizie conștientă care un om poate să o ia la un moment dat. Mergem mai departe. Iar mai departe, la punctul 6, spune așa, notează victoriile avute. E posibil că la un moment dat să credem despre noi înșine că nu avem nicio șansă, că nu se poate să reușim ceva, că nu se poate ca nouă să ne meargă bine. Foarte greșit. Dacă stați și vă gândiți puțin la viața dumneavoastră, au existat și momente în care chiar ați reușit ceva. Poate că ați reușit într-o relație de prietenie cu cineva, poate că ați reușit la școală să luați un examen, poate că ați reușit pe plan profesional să avansați la o anumită slujbă care ați avut-o, indiferent în ce domeniu, sunt sigură că aveți cel puțin una sau două reușite. Dacă nu mai multe, dacă analizați cu grijă, veți găsi probabil și mai multe lucruri care le-ați reușit. Situații în care v-ați asumat riscuri și a fost cu efect pozitiv. Vă rog, fiți atenți la viața dumneavoastră și notați toate acele situații în care lucrurile au ieșit bine și unde s-au meritat să acționați și să vă asumați niște riscuri. Toate aceste lucruri, odată notate despre dumneavoastră, vă vor da curaj mai departe să faceți pași în direcția bună. Mergem mai departe. 7. Acționează fără să gândești foarte mult. Dacă stăm și analizăm situația și o întoarcem pe foarte multe părți, vom găsi, pentru că mintea este setată să găsească, dezavantaje și motive de teamă.
De aceea este mult mai sănătos să faceți pași înainte, fără să stați să vă gândiți la toate motivele pentru care ar fi bine să stați pe loc. Cel mai bine este să vă mișcați, să fiți în mișcare, să faceți pași, chiar dacă sentimentul de teamă undeva există. Cei care au făcut în viața lor acte deosebite de curaj și și-au dat voie să experimenteze niște lucruri deosebite, la fel ca și dumneavoastră, au avut teamă. Dar cu toată această teamă și-au dat voie să meargă înainte. Același lucru l-aveți dumneavoastră de făcut. Pur și simplu, mergeți înainte. Mișcați-vă și acționați. Chiar dacă undeva există teamă. Veți vedea că teama se va micșora pe măsură ce faceți pași înainte. Și nimeni nu poate să facă acest lucru în locul dumneavoastră. Sunteți singura persoană care puteți acționa. Mergem mai departe, iar la punctul 8 am scris, ai grijă la anturaj. E foarte important în ce anturaj trăim. Ce oameni sunt cu putere în viața noastră. Dacă dăm credit tuturor, e posibil să ajungem foarte descurajați și temători. În general, discursul social al lumii în care trăim nu este unul încurajator. Dacă vă uitați foarte mult la știri și sunteți foarte atent la tot ce se vorbește, veți vedea că cele mai multe știri sunt de natură negativă și au tendința de a ne descuraja și de a ne crea un sentiment de teamă și neliniște. De asta este foarte important și responsabilitatea dumneavoastră. Să aveți grijă ce mediu, ce anturaj aveți și cui dați voie să spună ce se întâmplă cu dumneavoastră. Sunt oameni care dau voie altora să decidă în locul lor și ascultă mereu de sfaturile altora. Aici e foarte important să fiți selectiv. Selectați oamenii care vă încurajează. Selectați mesajele care vă dau îndrăzneală și curaj, care vă optimizează modul de gândire. Dați deoparte lucrurile care vă trag înapoi și vă stopează. Asta este responsabilitatea dumneavoastră, să vă hrăniți mintea cu informații pozitive, cu lucruri care vă încurajează, vă stimulează, vă susțin și vă ajută în pașii care aveți de făcut. Am pus și punctul 9, roagă-te și fii recunoscător. De ce acest cuvânt roagă-te? Pentru că sunt multe lucruri în care, într-adevăr, rugăciunea ajută. Ca și psiholog pot să spun că sunt anumite domenii cu care un om se poate confrunta, anumite temeri, cum ar fi teama de moarte, unde psihologia nu are un răspuns, unde psihologia nu are o soluție. În schimb, un om, dacă își poate pune încrederea în Dumnezeu, poate găsi liniște în mijlocul furtunii, poate găsi confort în mijlocul unei necazi sau unei situații grele. De asta eu vă încurajez ca psiholog. Credeți în Dumnezeu și căutați prezența lui Dumnezeu. Acest lucru vă va aduce un confort în planul psihic și emoțional. Și este lucru dovedit că oamenii care au această resursă, și anume credința în Dumnezeu, își revin mult mai repede dintr-o situație de criză sau dintr-o boală sau dintr-o problemă. Găsesc soluții mult mai repede și mai ușor ca să depășească problema cu care se confruntă. Și alt lucru, fiți recunoscător. Sunt foarte multe lucruri bune în viața dumneavoastră. Mulțumiți! Mulțumiți lui Dumnezeu, mulțumiți oamenilor care vă ajută. Fiți recunoscători și mulțumitori pentru tot ceea ce aveți bun și frumos în viață. Fiți recunoscători pentru ceea ce sunteți. Și dacă urmăm acești pași, cu siguranță, liniștea și confortul în mintea dumneavoastră și în planul dumneavoastră interior va veni negreșit. Vă mulțumesc și vă doresc succes!